Deci hai să încep să povestesc un pic cum cum a fost lansarea și hai. era așa asta o întrebare, dar zi tu că okay. te-am o cum a fost situația, povestește Deci noi abia ne cunoscusem, era prima perioadă până la căsătorie, am lansat afacerea din ideea că pe lângă serviciu care îl aveam mai, mai lucram și în afară făceam tratamentele pentru păr și întotdeauna îmi doream să te servesc clientele într-o ambianță mai plăcută, cu un service mai înalt, pentru că până atunci le lucram acasă și tindeam spre ceva mai mult. Am închiriat primul spațiu, am început fluxul de cliente, deci în jumătate de an s-a ajuns până la nivelul că nu mai era loc disponibil spațiu pentru numărul de cliente zilnice și s-a decis că trebuie să facem un rebranding să ne schimbăm locația în ceva mult mai mare și iată așa a apărut în 2015 Centrul de Estetică Mostel cu o echipă în spate în care, cu care am lucrat pentru numele centrului și ce noi servicii am putea adăuga pe lângă tratamentele păr și remodelare corporală și cosmetologie facială. Respectiv, decizia a fost să schimb ceva. Și atunci am luat primul credit. Mulțumesc că ai fost acel aliat, pentru că recunosc că fără tine... Am fost garant. Da, <coughs> da de, fără obicei, tine, nu mi se de obicei, când ești în căsnicie, doar când ai nevoie de credit sau ceva, nu, nu chiar și soț, soție, nu contează cine are mai mult aport sau mai puțin, trebuie să fii fi de unul exact. pentru altul. Spune ce este Mostel la prezent în serviciile care le prestează, în afacerea care tu deja o ai și care va servicii care sunt ca cei care ne aud să știi, am 1, 2, 3, 4, 5, asta, asta, asta face și asta tot este mostel, afacerea pe care tu o administrezi. Deci, cu doi ani în urmă am luat decizia că eu vreau să aduc noi tehnologii în țară, tehnologii sigure și non-invazive, ca fiecare client să se simtă sigură în urma unei proceduri da? și respectiv rezultatele să fie pe măsură. Întotdeauna m-am pus în, eu ca client eu această procedură mi-aș fi făcut <coughs> sau nu? Um, sau ce, ce ar fi trebuit să aduc, ce utilaj să aduc ca, ca eu, ca client, să fiu mulțumit? Și atunci am luat decizia că voi aduce um, tehnologiile de înaltă. Um, Valoare, da, să zic, cele mai noi inofensive, și am, am investit în primul utilaj Lumenis, care a costat uh, o întreagă. Uh, să zic, o întreagă avere, da, uh, mai multe costul... zeci, zeci de mii de euro? Da. Dar ce face el? Zi, zi ce de care este care este nu, vorba nu de ce? Este un utilaj de pilare definitivă, absolut non-invaziv, sigur și cu rezultate garantate și pot să zic că asta a fost cea mai bună decizie luată doi ani în urmă. să nu te mult, eu întotdeauna eram acel care scanează, verificam și o partea juridică, de standarde, dacă într-adevăr se merită așa utilaje scumpi și într-adevăr ele să aducă rezultate și nu, să nu fie numai doar o chestie comercială de marketing. Și totdeauna eu fugeam de aparataj de acestea din Polonia, din Cehia, fake sau chipurile tot așa de top de brand. Ți-am da. studiat de obicei partea asta. Noi ce am tu alegi? împreună foarte Bun, și tu ai adus Luminis foarte... care face epilare și rezultate. Sunt și clientele sunt mulțumite. După Luminis, ce investiții mari deci Mi-a plăcut, mi -a plăcut ideea și am înțeles că asta este cheia uh, uh, spre un asalt. Și mi-a luat un credit? Și am mai luat un credit. <laughs> și am mai luat un credit și am luat următorul utilaj LPG pentru remodelare corporală. De fapt, remodelarea corporală era uh, serviciu de bază al centrului de estetică mostări. Și am înțeles că aici trebuie să investesc pentru că Da, asta ce face. Asta ne slăbește frumos, ne remodelează, ne reabilitează post-sarcină. So Apropo, noi da. avem bărbați, soțul meu nu vrea nici de cum eu să Eu sunt conservator, client. eu încă n-am fost la așa proceduri, chiar dacă soția mea le-ar face, poate și gratis, la promoții. Dar eu încă n-am fost nici la LPG, nici la Luminis. Deci noi avem clienți bărbați? Bun, și el ul ce face? El slăbește sau te ajută la țesutul ăsta de grăsime? Deci da, ne slăbește frumos, ne remodelează zonele problematice, ne conturează și ne uh, face mai estetice. Dar vergeturile ridiculește... ajută? Nu. Nu? Altul, da? Deci da, este vorba de alt utilaj care îl vom lansa foarte curând. Uh -huh. Poți să zici de el acum sau încă nu? Da, uh, uh -huh. o să zic imediat. Apoi, de deci ce nu m-am oprit aici? Nu știu, e bine, nu e bine, pentru că pofta a venit mâncând, din, gustând din toate aceste utilaje, înțelegând că clienții totuși pun accent pe calitate, pe inovații, pe siguranță, da? Pentru că Și ele nu sunt periculoase sau absolut. ceva. Absolut. Deci, până, eu pot să zic că o mare parte din Centrele de remodelare corporală au utilaje neprofesionale, utilaje uh, chineze, utilaje copii. Uh, nu e faptul că și eu am avut inițial, da, pentru că pentru un startup uh, nu am avut suficient. Uh, și ele nu aduc așa rezultate bune, sau? Uh, Sigur dacă am comparat o procedură la noul utilaj LPG, este echivalentă cu 4-5 proceduri la un utilaj neprofesional. Respectiv, economisește timpul, rezultatul, îl amplifică și aia cea este o procedură non invazivă, fără durere. Dar și 5 relaxat. proceduri care costă mai ieftin, Ajungem oricum pierd total, e mai scump decât una care. Exact. Bun. Și după LPG, ce ai luat? După LPG, am luat utilajul care la care am visat încă din 2016. Deci, toate utilajele au fost foarte dorite de mine, știute la perfecție, în detaliu, ce prezintă, despre ce este, pentru cine este, cum lucrează, ce momente specifice și următorul utilaj a fost HydraFacial. Este un utilaj american uh, care ne oferă o curățare facială absolut non invazivă, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Uh, Economisim timp ce de faci? ce procedură? Na, nasul? este așa. Exact, curățare ochi, facială, fruit. da, rejuvenare facială, întinerire facială, de tot, tot ce tot ce înseamnă față. Te ajută și cu astea, chestii, crețituri? Exact, riduri, da. da. Da, îți oferă acel efect anti-age, un efect de luminozitate, da. O să fac cadou când vin la o procedură. Da, chiar ești um, client special, foarte uh -huh. rar și um, foarte dorit. Bun, și după Hydrofacial ce mai ai? Deci după Hydrofacial, următorul utilaj um, Bine, este prea ușor, așa spui tu, de parcă le-aș cumpăra ca pe... De fapt... Las lumea să creadă că foarte ușor să face antreprenorat în Moldova. Un și atunci o spui concluzia cât e de ușor. La fel, Lumenis nu era, care oferă um, o slăbire mult mai profundă în cazul în care avem mult de pos și... Um, în cazul nu era? Nu era, da. Este un utilaj la fel american, foarte cotat în Europa, foarte recunoscut în Amer America, deci în cele mai mari clinici de estetică. Ce este ce faci? Slăbește, lucrează pe ridurile mult mai profunde, pieptul mămicilor după alăptare, în cazul în care au. Adică, dacă e o de chestie... O, o slăninică așa mai groasă, tot de O rezolvăm. Da? O rezolvăm absolut non-invaziv. Deci eu am, scopul meu este să rămânem pe ideea de non-invaziv, utilaje sigure care îți oferă rezultate fără a-ți afecta pelea, da? fără a avea oarecare Și asta intervenție. Adică de când, de nu când o să l aveți la mostel. Sperăm foarte mult de în 1 martie. Mm -hmm. Da. Urmează să avem un training cu un invitat la fel de peste hotare și aici este mai complicat cu... Și mai e ceva alte aparataje, proceduri a, sau încă nu? Părinții am multe, știu Nu, dar la moment care simen. tu mai avea sau cel deja nu o să reușesc să Electro, știam, Electro -stimulare, de stimulare, tunel. Tunel infraroșu, presoterapie, masaj vacu. Avem cliente care sunt cu noi din 2015. Uh -huh. Ultima provocarea mea care, peste care încă eu trec a fost când s-a defectat utilajul de laser. El, având un preț atât de mare și eu nici cum nu m-am așteptat că el, 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 poate avea un defect tehnic după 2 ani de zile de lucru și costul reparației a fost pe, peste așteptările mele, deci a costat Probabil mine scump, asta... A costat piesa? Da, pe mine asta hmm. foarte mult m-a afectat și m-a făcut să fiu mult mai prudentă în avea fond de rezervă, deși eu îl aveam, dar era planificat pentru alte achiziții. Provocări de deci ce le zilnic, dar... Bun, ce diez antreprenoriat sau nu? Că te... Dai mâinile în jos caz tot într-o depresie sau încă nu? Nu, nu, sigur că nu. Au fost 3-4 zile în care utilajul nu a lucrat și uh, toată lista de clienți, uh, 10 în zi. Uh, eu țin minte în momentul când mă sunau uh, cosmetologii, doamnă Lina, ce să fac? Eu singur nu știam ce eu ce să fac, cum să acționez. Trebuia o atâtea persoane să le explici cumva și nu că frica de a merge el în altă parte, dar momentul ăsta că le asigurăm utilaj de calitate înaltă și el aici s-a stricat. Cum așa? Pentru păi, mine deci era inadmisibil. Și un Ferrari și un avion trebuie dus la serviciu. Pentru mine era inadmisibil. Atâta, atâta el costă, cum el poate strice? Deci, nu, nu era Și, și mi la mână Și microbuțele jos să strică tu ești mai rece la momentele date. Eu, eu, eu pun La tine nu trebuie, trebuie să treci și gata. nu. Provocări la moment, deci eu sunt în căutarea să suplinesc echipa cu pe specialiștii de care am nevoie și aici un pic e mai provocator. Deci am, am mereu impresia că dar faptul că arăt uh, mai tânără, <gură> pot să zic, da? Uh -huh. uh, la tăi 18 ani. Da. Uh -huh. Și arăt tânără și nu prea... Și nu vrea uh, lumea să vii la lucru? Nu, deci probabil asta e o frică de-a mea. Uh -huh. uh, că cred că persoana nu o să aibă încredere în mine ce, ca angajator. Ce cauți ca... Tu de lucru acum? sau ce loc, ce posturi vacante trebuie să le suplinești? Specialist în remodelare corporală, uh -huh. administrator, care aș delega o parte din, din sarcinile mele, și recepționistă.